Bun găsit! În sfârșit, vacanța a venit și ne bucurăm de o mulțime de timp liber. Ne bucurăm de prieteni cât vrem, am scăpat de teme și acum putem să ne jucăm toată ziua. Alex, este într-adevăr vacanță, dar și că trebuie să ne mai gândim să mai citim câte o carte, să mai scriem două rânduri în caietul de vacanță, căci altfel uităm tot ce am învățat în anul școlar pe care l-am încheiat. Ai dreptate, nu zic, dar eu mă bucur de vacanță în primul rând și mă mai bucur că sunt aici din nou cu tine la Dimineața Copiilor, show-ul nostru super vesel. O ediție de vacanță cu rubrici mai puține, dar la fel de importante, căci ce contează pentru noi foarte mult este să învățăm odată cu voi. Voi, din ceea ce vă oferim noi aici, noi să fim niște adevărați moderatori. Hai să începem, căci acum primesc SMS-uri de la prietenii mei să ies afară. Propun să începem, ca de obicei, cu o porție de exerciții de dicție. Tu n-ai nevoie? Ba da, dar eu fac zilnic acasă, căci e foarte important ca să ne îndreptăm dicția, să facem în fiecare zi măcar 10 minute de exerciții. Noi aici, la Dimineața Copiilor, împreună cu ai noștri colegi, vă dăm doar o idee. Abia aștept să fac și eu exerciții de dicție astăzi. Să urmărim rubrica. Sa, se, si, so. Sa, se, si, so. Salut! Sunt Miruna și azi să ne întâlnim la rubrica Minutul de dicție. Spuneți clar și rar după mine. Capra neagră în piatră calcă, piatra crapă în patru, crăpa iar capul caprei, precum crăpă piatra în patru. Bine, dar un pic mai repede, dar tot clar. Capra neagră în piatră calcă, piatra crapă în patru, crăpa iar capul caprei, precum crăpă piatra în patru. Super, dar încă o dată, un pic mai repede, dar clar. Capra neagră în piatră calcă, piatra crapă în patru, crăpa iar capul caprei, precum crăpă piatra în patru. Toate cele bune și pe curând! Sa, se, si, so. Sa, se, si, so. Iustina Ivașcă are deja câteva luni de când prezintă calendarul lunii și îi place foarte mult, căci nu prea mai lasă pe nimeni să vină la alături de ea la prezentare. Se numește Monopol. Dar oricum, oprim de rubrica asta și eu mă bucur pentru ea. Sunt chiar curios ce ne-a pregătit. Salutare! Sunt Iustina și așa cum v-ați obișnuit deja, vă dau întâlnire la rubrica mea Calendarul Lunii. De data aceasta trecem în revistă datele importante de sfârșit de iunie și vedem ce ne așteaptă în luna iunie. Începem calendarul cu data de 26 iunie, când este marcată din anul 1998 ziua Rapelului Național. Noi, ca niște reporteri mereu pe fază, am fost cu microfonul prin oraș pentru că am dorit să vedem ce mai înseamnă pentru botoșeneni steagul României. Vedem imaginile și revenim. Pe data de 26 iunie, în fiecare an, se sărbătorește ziua Drapelului. Astăzi, noi, colegii de la bază, vrem să aflăm despre cum este sărbătorită de botoșeneni ziua Drapelului. Știați că pe 26 iunie, românii sărbătoresc ziua Drapelului. Ce înseamnă pentru dumneavoastră? La om de 78 de ani, ce să spun, o bucurie și sănătate la tot tineretul. Ce înseamnă pentru tine steagul României? Steagul României pentru mine este sângele rosu, galben aurul și albastru apărarea. Ai fost vreodată la o paradă de... pentru această sărbătoare? Nu. Ți-ar plăcea să vezi una? Da. Câți ani ai? 7 ani. Și cum te cheamă? Anastasia Maria. Ce înseamnă pentru dumneavoastră drapelul românesc? Pe drapelul românesc este România, românii în general. Drapelul reprezintă România. Și alea trei culori sunt semnificative pentru drapel, roșu, galben și albastru. Și probabil că la școală
ați învățat ce înseamnă roșu, sângele vărsat pentru țară, galbenus holdele României și albastru este cerul, care e evocat Eminescu într-atâtea poezii. Ați fost vreodată la o paradă? Absolut, totdeauna. Cât au fost manifestări de genul ăsta, totdeauna am fost. Ce v-a plăcut cel mai mult? Ordinea și disciplina. Drăgălă înseamnă pentru mine, în primul rând, mă gândesc la țara mea și mă gândesc câți oameni au murit pentru țara mea ca să fie ce este acum. Că, dacă știți, cele două războaie mondiale au luat din România și au dat înapoi la România, însă pentru mine drapelul înseamnă pur și simplu patriotism și mândrie că sunt român. Păi e ca un fel de mod prin care îmi recunosc țara în alte locuri, cum alte țări au steagurile lor și așa le recunosc pe ele, așa îmi recunosc țara prin drapelul meu și e și un semn al istoriei românilor care au ajuns să însemne ce înseamnă acum. Luna iulie este ceva mai săracă în zilele importante care se conteze pentru noi copii. Dar deși noi, astăzi, în epoca internetului, folosim mai puțin timbrele poștale, trebuie să spunem că pe 15 iulie este marcat ziua mărcii poștale. Cu siguranță părinții noștri își amintesc cum în copilăria lor făceau schimb de timbre sau cum stăteau la rând la poștă pentru a cumpăra un timbru ca să trimită o scrisoare către cineva drag. Vremurile acelea au cam apus, căci astăzi noi anulăm distantele cu ajutorul e-mailului, a rețelei de socializare, Facebook sau al telefonului mobil, cât mai performant. Tot în luna iulie, pe data de 29, sărbătorim Ziua Imnului Național. Ziua Imnului Național, deșteaptă-te române, este sărbătorită anual, începând din 1998, cu urmarea unei hotărâri a Senatului României din 18 mai 1998. Calendarul lunii se încheie aici, cu promisiunea că luna viitoare sigur voi veni cu date și mai importante. Toate cele bune și pe curând! O perioadă am prezentat și eu o rubrică următoare și chiar îmi plăcea, pentru că te face să fii la curent cu cele mai noi evenimente culturale din oraș. Acum însă particip ca reporter la aceste evenimente pentru a vi le aduce apoi vouă aici la Dimineața Copiilor. Ceașca de Cultură astăzi are informații interesante despre o lansare de disc, despre compozitorul Horia Muculescu, dar și despre concursul Emenișciana. Urmărim rubrica și revenim! Bine v-am găsit la rubrica Ceașca de Cultură, o ediție de vacanță la care veți regăsi câteva subiecte foarte interesante. Începem cu micuța poetă de la Hănești, care, recent, a avut parte de încă o lansare de carte pentru primul ei volum de versuri. Evenimentul a fost organizat la Biblioteca Mihai Eminescu cu sprijinul vicepreședintelui CJ Botoșan Dorin Birta. Urmărim imaginile și revenim. Eminescu este idolul ei și o inspiră în poeziile pe care le scrie. Astăzi, copila de la Hănești, care surprindea la început de ianuarie cu aceste declarații, și-a lansat primul volum de poezii. Are doar 12 ani, dar îi place poezia foarte mult. Este vorba despre Carina Lercă, o elevă de 12 ani din Hănești, care, pe data de 14 iunie, a avut parte de cea de-a doua lansare a cărții sale, după ce luna trecută aceeași carte a fost lansată în localitatea natală. Primul ei volum de versuri se numește Gânduri și Anotimpuri și cuprinde poezii despre natură, dar dedicate și marelui poet Mihai Eminescu, pe care Carina îl consideră idolul ei, sau lui Nichita Stănescu. Îi place Eminescu pentru că a scris cele mai multe poezii despre natură, iar despre Nichita spune că îl adoră pentru că folosește necuvintele. Ai anumite cărți preferate? Aș putea zice că preferate, dar prefer cărțile de poezii cel mai mult. Scrise de ce autori? Mihai Eminescu și Nichita Stănescu. De ce?
Mihai Eminescu, fiindcă are cel mai multe poezii despre natură, și Nichita Sănescu, fiindcă folosește necuvintele. A scris prima poezie în clasa a doua, dorind să-i facă un cadou doamnei învățătoare, pe care spune că a iubit-o foarte, foarte mult. Lansarea cărții semnată de copila de la Hănești, într-o atmosferă deosebită dată și de chitara lui Andrei Pâtu și clapele pianului condus de micuțul Vladimir Pâtu, ambii frați, elevii Liceului de Artă Ștefan Lucian, s-a bucurat de sprijinul financiar al vicepreședintelui Consiliului Județean Botoșani, Dorin Birta. Copila a fost ajutată pe drumul poeziei de scriitorul Georgica Manole, cel care coordonează cenaclul literar Poesis de la Hănești. Debutul nominal l-a avut în ziarul local Actualitatea Botoșăneană. Acolo ea mai mult, dar și eu i-am sugerat să-și aleagă numele de poet Carina Lercă și probabil că acesta îi va rămâne de acum încolo, urmând ca ea să mai târziu, când, eu știu, va urma niște studii pe care ea le vrea de filologie oricum, să asistăm la debutul stilistic, nici nu știm ce mare critic sau ce mare director de revistă sau cine îi va îndruma sau o va lansa. Colegii ei de la Cenaclul Amintit au fost prezenți la lansarea de la Botoșani și au recitat din versurile lor. De la chitare, din aer, seminii trimite vara prin cori de broaște îndepărtate. Aleargă lirieci ca năucii, tăind prin aer traiectorii, plecați-ți la culcare cucii, la orizontul domn și nori. Fericiți și lumea supărată, de ce în lume nu puteți fericiți să ți-o dată? De ce existând lor pe cer și ce ați în prejur? De ce există atâta gen și frigul este dus? Cum aveți pe Carina? O fată foarte inteligentă, frumoasă, după cât știu. Și sunt mai multe cuvinte pe care o descrie. Ți-ai dorit și tu să ai o carte? Da. Cum ți-ai imagina-o? Păi, mi-aș imagina cu toate gândurile, sentimentele și dorințele mele în ea, o carte plină de, poate, jumate de tristețe și bucurie. De ce tristețe? Pentru că mai am și eu unele momente în care sunt tristă și am și eu spărările. Carina iubește limba română și citește mult, deși recunoaște că timpul pentru lectură îl mai împarte și cu porții zdravene de joacă. Cât de mult citești? N-aș putea să zic că citesc foarte mult, că până la urmă sunt copil și am și eu timpul liber de a mă juca. Ce-ți place cel mai mult la școală? Care este materia ta preferată? Materia preferată e limba română. De ce? O înțeleg chiar foarte bine. Copila ne-a spus și ce înseamnă copilăria la Hănești. Și acum, la final, te-aș ruga dacă poți să ne faci o metaforă despre copilăria la Hănești, dacă nu ți este prea greu. No. Copilăria la Hănești, deși unii cred că la sat viața e grea, nu e deloc așa. Este chiar foarte ușoară și foarte frumoasă, se simte fiecare anotimp în parte. Cartea lansată de copila de numai 12 ani este ilustrată cu desene realizate tot de ea. Întregul interviu cu Carina Lercă îl puteți urmări în cadrul emisiunii Maxime de pe telebas.ro. Luna iunie este și una dedicată poeziei, numai prin faptul că pe 15 iunie marcăm dispariția dintre noi a marelui poet Mihai Eminescu. De 10 ani, școala numărul 11 organizează în fiecare an un concurs de recitat poezie și cântec, dar și de desene dedicate elevilor din toate școlile botoșanene. Am fost și noi prezenți la eveniment și iată ce copii frumoși și talentați am întâlnit!
Biblioteca Mihai Eminescu a găzduit pe data de 10 iunie a 10-a ediție a concursului Eminesciana, organizat de școala numărul 11. Competiția a evidențiat spiritul inovativ al copiilor, înclinația artistică a acestora, dar și originalitatea interpretărilor. Bucurându-se atât de un număr mare de participanți de la mai multe școli, cât și de un public numeros. În această încăpere se desfășoară a 10-a ediție a festivalului dedicat lui Mihai Eminescu, intitulat Eminesciana. Aici sunt mulți copii care așteaptă cu nerăbdare să-și recite poezia în fața numerosului public. De la ziarul Baz, Iva și Oana. Copiii participanți, elevi ai mai multor școli din oraș, cu vârste cuprinse între 4 și 16 ani, au prezentat o gamă largă de momente artistice interesante. De la interpretarea unor poezii, cântarea versurilor celebre ale lui Eminescu, până la acordarea viorilor și strunirea flautelor. Aceștia s-au remarcat colegul nostru Gabriel Șobachi de la școala numărul 11 cu o interpretare vocală demnă de orice emisiune televizată a poeziei Lângă plopii fără soț. Lângă plopii fără soț, adesea am trecut, mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. La geamul tău ce Mihai Eminescu. Îmi place Mihai Eminescu pentru că a fost un copil foarte genial, care de mic a scris niște poezii care noi de bea la 18 ani reușim să le scriem. Cât de greu ți-a fost să înveți această piesă scrisă de el? Păi această piesă pot să zic că am memorat 3/4 din ea, pentru că m-am mobilizat puțin mai greu, că am avut alte preocupări, alte spectacole și ieri m-am apucat de învățat această piesă și a fost, nu pot să spun foarte greu, greluț. Medea Vițelaru Tudosă, o copilă în costum popular, a impresionat atât recitând din creația poetului, cât și muzical. Ea a cântat melodia Eminescu a soților Doina și Ion, Alda Teodorovici. Sus la munte, jos la vale, și-au făcut dușmani cale. Din sat mari până în săcele, numai vaduri ca acele. Vai de biet român, săracul, îndărătul de caracol. Nici merge, nici se îndeamnă, nici este toamna, toamnă. Nici vară, vara lui. Îți place de Eminescu? Da, îmi place. Ce-ți place la el? Pentru că a scris așa de multe cărți și poezii. Ce poezie îți place? Cel mai mult mie îmi place Ce te lege în codrule. De ce? Pentru că mi se pare foarte frumoasă. Văd că azi te-ai îmbrăcat în costum popular. De ce? Pentru că poezia care am cântat-o eu este populară. Domnul cel de nemurirea noastră, Elevele profesoarei Cătălina Șobachi de la Liceul de Artă Ștefan Lucian au adus un plus de strălucire datorită minunatului flaut sau Patrick Petrescu, pregătit de profesorul Cătălin Șobachi, care ne-a spus despre legătura între muzica pe care el o cântă și poezia lui Eminescu. Când faci vioara? Cam de 4 ani. Și îți place foarte mult? Da, foarte mult și mă pasionează. Dar ce melodie ai cântat astăzi?
Huber. De ce ai ales această melodie? E foarte frumoasă și mă ajută. Are legătură cu Eminescu? Da. Unde vezi tu legătura cu Eminescu? Păi se simte pasiunea, inima și se simte că Eminescu e cu noi. Juriul a fost format din Mihai Cornaci și Iulia Moldovan, ambii de la Biblioteca Mihai Eminescu, profesoara de limba română Eugenia Filip, directoarea școlii numărul 11, sau scriitoarea Maria Baciu. Inima festivalului a fost profesoara Mirela Brehuiescu de la școala numărul 11, de altfel și cea care a prezentat. Cu toții o știm pe simpatica Larisa Ailoaie, de la Cheia Sol. O cunoaște mai ales de la spectacolele estivale din Parcul Mihai Eminescu, când grupul din care face parte cânta Vară de Vară. Astăzi, Larisa este o adevărată domnișoară aflată la primul album muzical. Urmărim imaginile și revenim. Grand Irish Pub a devenit neîncăpător datorită numărului mare de copii, prieteni de-a Larisei, colegi de la Cheia Sol, dar și familia micii artiste, care au venit să fie alături de copilă la primul mare eveniment din viața ei, lansarea primului disc muzical. Larisa Ailoaie s-a făcut remarcată pe scenele muzicale locale datorită glasului sensibil și puternic totodată a cântecelor grele românești și străine pe care reușește să le cânte aproape ca un om mare. Aș vrea prin pare cu un tramvai, aș vrea care să dacă ai. Aș vrea zăpadă de doimec, ca să mă tot chilomec, ținut pe încălceai. Cine m-a făcut să pare, nu m-a întrebat și mi se pare. Mi se pare că-i corect, cine m-a făcut de fel. Ne aflăm mult de spectacol de lansarea singurului la Larisa Ailoaie, acumulita Ana Maria Pesăiecă. Foarte mult prețelul meu să simte bine de la ziarul vostru aici. Albumul cuprinde 16 cover-uri pe care adolescenta le-a cântat live la eveniment, schimbând pentru fiecare melodie câte o ținută. Gazda spectacolului a fost Oana Tăbâltoc, iar pe rând au marcat pe scenă Ana Maria Petre, Patricia Șovan, Andreea Presacariu, Oana Reușanu, Oana Tăbâltoc. Poftim? Știai de Larisa înainte de a veni la grupul Cheia Sol? Nu. Ce părere ai despre ea? Că este o fată ambițioasă, de treabă, frumoasă, deșteaptă în primul rând și mă bucur să fiu colegă cu ea. Și ce părere ai despre ea? Mi se pare că este o cântăreață foarte bună și că va deveni ceva foarte special în viață. Ce știi despre ea? Că este o fată foarte bună la învățătură și că știe foarte bine să cânte. Știi de Larisa înainte de a veni la Cheia Sol? Nu o cunoșteam, dar când a venit am legat o prietenie foarte frumoasă și mă bucur de asta. Ce părere ai despre ea? Este o fată foarte muncitoare și foarte prietenoasă. Cum te simți pe scenă? Este un sentiment foarte frumos, mai ales că mă pot deplasa de lumea reală și cred că cu ocazia muzicii pot depăși anumite momente. Larisa a avut și câteva momente speciale. A cântat împreună cu profesorul ei de chitară, Florin Ciobanu, dar și în duet cu tatăl ei pe scenă. Cântă cucul Bucovina, de răsună Bucovina, măi măi. Da, cântă cucul Bucovina, de răsună Bucovina, măi măi. Foarte ascultătoare, receptivă, nu trebuie să spun de mai multe ori, prinde. Asta înseamnă că e talentată și inteligentă, că ca să faci muzică, după cum știi și tu, că îți trebuie o inteligență destul de bună ca să poți să prinzi și să... E un pic să aseamănă ca la matematică și aprinde repede.
vi se pare că la 13 ani ea deja și-a lansat primul CD? Este un lucru formidabil. Puțin copii reușesc să facă performanța asta, dar ea este un copil care muncește foarte mult. Deci de foarte multe ori mi-a spus că pleacă dimineața la 7 și ajunge după ora 8, când alți copii deja se joacă. Ea muncește, filmări, înregistrări. Și dacă împreună cu tatăl ei a mai văzut-o cântând și cu alte ocazii, premiera serii a fost aceea că Larisa a cântat acompaniată la tobe de fratele ei mai mic. Ce piesă din CD-ul tău ai dorit să o ascultăm și îți place ție cel mai mult? Cel mai mult din tot CD-ul îmi place Clown. Poți să ne descrii în două cuvinte CD-ul tău? Păi, reprezintă iubirea mea față de muzică. Mulțumim pentru interviu și din partea mea și a colegilor de la Ziarul Baz, îți înmânăm un buchet de flori. Evenimentul s-a încheiat cu o ședință de autografe pe albumul proaspăt lansat. Încheiem micul nostru jurnal cultural cu un reportaj despre noua expoziție organizată la vitrinele din parc, una dedicată copilăriei. Europe Direct Botoșani, împreună cu Clubul Fotofocus și Asociația Baz Media, au organizat expoziția cu fotografii ce surprind copiii în tot felul de ipostaze, una deosebită și unicată. Pe data de 17 iunie, la ora 11, a avut loc vernisajul expoziției Copilăria în albastru-blu european. Organizatorii acestei expoziții au fost Centrul Europe Direct Botoșan și Asociația Baz Media. Această temă a fost aleasă cu ocazia zilei de 1 iunie, Ziua Copilului. Această expoziție constă în câteva panouri cu fotografii foarte mari și foarte frumoase despre copii. Și sunt copii din Botoșani, copii din România și copii din lumea întreagă. Copii din lumea a treia am văzut eu acolo. Plus se vor prezenta niște cărți frumoase pentru copii. Pentru a marca acest eveniment, Clubul Fotofocus a expus fotografii cu imagini ale copiilor așa cum sunt ei, uneori fericiți, alteori triști. Invitați la acest vernisaj a fost scriitoarea Maria Baciu, cunoscută pentru cărțile scrise pentru copii, și bibliotecarul Ersilia Iacob. Cunoscut copiii de la grădiniță, de la vârsta de grădiniță până la absolvenții de liceu. Am văzut tot comportamentul lor, am văzut cum cresc, cum se alcătuiesc frumos și am văzut câtă nevoie au copiii aceștia de cuvânt, de un fel de gestică a lor, ca să se alcătuiască încet, să se clădească, așa, precum niște personalități mici. Îmi plac copiii foarte mult, nu se poate, altfel nu mă făceam profesor, altfel nu profesam. Mai ales limba română, din limba română copiii învață tot ce trebuie în viață. Având în vedere că dumneavoastră sunteți bibliotecară, care sunt autorii preferați ai copiilor? În principiu, cred că în ultima vreme, cel puțin, autorii preferați sunt cei de la editura Arthur. Aș putea să-l numesc pe Roald Dahl, să zicem așa. Și cred că Jules Verne a început să fie recitit, ceea ce e un lucru cât se poate de îmbucurător pentru noi. Ce cărți le-ați recomanda copiilor pentru această vacanță? Pentru această vacanță, eu le-aș recomanda să se întoarcă un pic la clasici, să redescopere amintirile din copilărie ale lui Ion Creangă, să redescopere cărțile scriitorilor botoșeneni, poate pe o parte dintre ei i-au intrigat sau o să intrige titlurile pe care o să le propunem noi din lista autorilor botoșeneni. O parte dintre titlurile am și menționat mai devreme în prezentarea pe care am avut-o. Centrul Europe Direct Botoșani, Clubul Fotofocus și Asociația Baz Media au hotărât ca la fiecare două luni să expună alte fotografii. Rubrica Ceașca de Cultură se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați! O carte bună, un film bun, o expoziție de artă ne face să fim mult mai buni ca oameni. Ne dezvoltă orizontul cultural și ne face deosebiți între ceilalți oameni. Toate bune și pe curând! În sfârșit am ajuns la Izabela. Am auzit că și-a luat ceva ajutoare din rândul colegilor noștri mai noi și mai mici.
pentru rubrica Pastila Verde. Ai idee de ce? Sincer, chiar nu știu, dar mă gândesc că poate a vrut să fie drăguță, să le arate cum se face munca de teren, să învețe și ei mai repede și să vină aici, alături de noi, în redacția emisiunii Dimineața Copiilor. Dar hai să vedem ce ne-a pregătit Iza și revenim! Astăzi vrem să aflăm dacă bătășenenii știu despre deșeurile electrice. Noi știm că poluez, dar ei știu? De la ziarul Bazi, Izabela. Urilele? Ce? Știți ce sunt deșeurile electrice? Nu știu. Dacă îmi spui tu, știi? Deșeurile electrice sunt electrocasnicele, care nu mai funcționează. Aveți acasă așa ceva? Nu. Noi stăm la bloc, nu avem. Dar ce faceți cu ele după ce se strică? După ce se strică, le dăm și noi la țară să dea mâncare la puișori. Nu e bine așa, trebuie să le duceți la un centru de colectare. Acum da, avem un centru, dar până acum nu era. Așa că nu știam ce să facem cu ele, să le aruncăm, nu. Despre deșeuri electrice? Da. Ai acasă deșeuri electrice? Am avut. Și ce ai făcut cu ele? Le-am colectat. Unde? Ne-a cerut la școală. Am avut un proiect. Ce fel de deșeuri ai avut? Televizoare stricate, 2. Și de ce crezi tu că trebuie să colectezi? Pentru a proteja natura. Știi ce sunt deșeurile electrice? Nu. Ai aparate electrice vechi? Ai deșeuri electrice? Da. Ai baterii? Da. De care? Păi și am și baterii. Am și baterii bune, am și baterii stricate. Și ce faci cu ele? Păi, bateriile bune le folosesc și bateriile stricate le duc la un anumit loc. Știi despre deșeuri electrice? Da? Ai tu acasă la tine? De astea am fost. Da? Ce fel de deșeuri electrice? Baterii? Și ce faci cu ele? Le duc la magazin când se termină. Cum? Bună! Bună! Ai auzit de deșeuri electrice? Da. Tu ai acasă la tine? Da, un ceas care nu-l mai folosesc. Și ce faci cu el? Îl țin de amintire. Nu-i bine că trebuie să-l duci la colectare, ca așa salvezi natura. Nu știam asta. Da, de acum ce vei face? Îl vei duce? Îl voi duce la colectare. Bună, mă numesc Denisa, pe tine cum te cheamă? Ilinca. Ai auzit de deșeurile electrice? Da, am auzit de ele. Tu ai acasă deșeuri electrice? Nu, eu le dau la centrele astea de specialitate. De ce? Deoarece așa putem salva planeta. Nici de data asta nu am fost abordat la rubrica Porter de Mic Reporter, dar și când o să-mi vină mie rândul, rubrica aceasta ne ajută să-i cunoaștem pe colegii noștri mai mici și mai mari, dornici să devină niște mari reporteri. Urmărim în minutele următoare rubrica Porter de Mic Reporter și revenim. Eu mă numesc Mara, iar eu sunt Nora. Am 9 ani. Și eu tot 9 ani. Suntem gemene. Am venit la ziarul BAS ca să-mi îmbogățesc vocabularul, să fac interviuri și să mă distrez. Iar eu am venit la ziarul BAS ca să învăț mai multe. Eu aștept să am o emisiune. Iar eu să scriu în ziar. Bună, sunt Linca. Am 9 ani și am venit la ziarul BAS ca să mă fac reporter.
Sper să am o emisiune, să scriu un ziar și să merg pe teren. Cel mai wow lucru de aici, mi se pare, să apar la televizor, să fac emisiuni. Bună, eu sunt Delia și am 9 ani. Eu sunt Ana și am tot 9 ani. Am venit la ziarul Buzz ca să cunosc cât mai multe și să-mi fac noi prieteni. Eu ca să învăț cuvinte noi și să mă distrez. Păi pentru prima dată la valieră, dar și este cam nașpa, dar o să mă obișnuiesc cu ea. Și eu o port pentru prima oară, dar mi se pare distractiv și aș vrea să o port cât mai mult. Cât de drăgălaș poate fi Iusti cu noua lui rubrică Recomand o carte? Și cât interes acordă el cărților pe care ni le recomandă? Ai dreptate, dar știi, apropo de rubrica lui Iusti, știi că acum e o mare modă să fii booktuber, adică să-ți faci un canal de YouTube și să promovezi cărți pe care le-ai citit. Tu te-ai gândit la asta? E interesantă ideea, dar cred că mai bine l-aș discuta chiar aici, la Dimineața Copiilor. Da, e mai bine așa, așa că să vedem ce ne recomandă Iusti. Salut, sunt Iusti și astăzi sunt bucuros să vă dau întâlnire la rubrica Recomand o carte. De această dată vom vorbi de povești după Andersen. Această carte este scrisă de Christian Andersen. În această carte sunt mai multe povestioare, de la care mai hazli, mai triste sau mai puțin triste. Sper să vă placă și vouă această carte. Mie mi-a plăcut povestea Cei 12 din Poștalion. Personajul meu preferat a fost Luna Martie. L-o recomand și colegilor mei de la bază. Toate cele bune, pe curând! Colegii noștri mai noi din redacția BAS, pe care sunt sigură că în curând îi veți vedea și aici, la emisiunea noastră, ca moderatorii, au fost pe teren și au întrebat copiii aflați în parc despre planurile de vacanță. Urmărim rubrica Pulsul Străzii și revenim, căci mai avem doar puțin din emisiune. Astăzi este Ziua Internațională a... Sunt Codruț și astăzi vom de o plașă de desenați. Suntem aici să întrebăm oameni. Nu, băi, odată ce sunt mai mult. Sunt în Scrânciob alături de 10 de copii din Parcul Mihai Minescu și suntem foarte curioși ce vor să facă în vacanța de vară. Ce te gândiți să facem vacanța mare? E, o să vină mama, o să-mi serbez ziua, poate o să mă mai duc și la bărci. O să mai vin în parcul ăsta, o să stau mai târziu, poate mă mai dau un par de distrai la mașinuțe. O să pleci undeva? Nu, o să mai merg în parc. Tu ai citit-o? Da, chiar acum termin. Și de ce îți place ție? Pentru că... este o carte pe înțelesul copiilor, cum am mai zis, și este vorba despre un băiat care face exact cum facem și noi copiii. Se duce la joacă, stă la casă. Ce faci tu în vacanța de vară? Desenez, mai mă joc în parc. Te duci undeva? Te duci undeva la prieteni, la bunici? La bunici merg în vacanță. Unde la bunici? La Bucovina. Și îți place acolo? Da. Chiar sora mea vine cu mine la bunică și mă joc cu sora mea. În altă parte te mai duci? Nu. Bună. Ce faci? Bine. Ce faci în vacanța de vară? Păi mă duc la terenul de joacă, la mare nu știu sigur dacă mă duc, am cam de rezolvat nici de probleme pe acasă și mă joc cu pisicuța mea. La bunici nu te duci?
Mă mai duc la bunici când părinții se duc pe undeva și nu pot să vin după ei. Vrei să citești în vacanța de vară? Da, acum m-am axat pe cartea Apolodor să o citesc. Care este? Ai o carte pe care ne recomanzi? Păi eu v-aș recomanda cartea, că am mai citit odată, Legendele Olimpului. Este foarte bună și are mulți zei, are multe aventuri, are multe chestii. Ce ai de gând să faci în vacanța de vară? Păi, cred că o să cumpăr un mouse și o să merg în vacanță. Nimic special. Te-ai gândit să citești vreo carte în vacanța aceasta? M-am gândit să citesc Pisicile Războinice. Ai o carte să ne recomanzi? Doar Pisicile Războinice, atât. Ce faci în vacanța de vară? Păi mă duc la bunici și mă joc acolo. Cum e la bunici? E foarte bine, am mulți prieteni la Trușești și mai puțin la Botoșani. Ce faci tu la bunici? Mă joc pe afară, mai merg în casă când e prea cald, seara mai ales mă joc pentru că e răcoare, mai ales vara când e foarte cald. Și afară când te mai joci? Afară mai ies, cum am ieșit și astăzi, pe la Botoșani, să mă mai joc prin parc. Astăzi este Ziua Internațională a... Sunt Codruț și astăzi vom... E o plașă de desenaj. Suntem aici să întrebăm oameni. Nu, păi odată ce sunt mai mult. Ultima rubrică a emisiunii aparține micuțului nostru moderator, Raul. El ne va prezenta încă o ghicitoare la care noi trebuie să-i răspundem cât mai repede. Urmărim rubrica Ghicitoarea Lunii. Salut! Ne întâlnim astăzi din nou cu o ghicitoare simplă și tălgălăcea. Atenție! Pentru că încep! Am o casă văruită, nicăieri nu-i găurit. Nu așa că simplă, v-ați pe Facebook. Cum mici reporter pentru răspunsuri și vă urez o vară minunată! Pa, pa! Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a rubricii BuzzPress. Lângă mine se află colega noastră, Roxana Ayacoboae, cu care voi sta de vorbă despre numărul 64 al ziarului Buzz. Ziarul de data aceasta este foarte colorat, cu multe articole interesante și cu rubrici noi. După cum știți, ziarul îl puteți găsi la magazinul Junior și la Club Mișa Kids din mall. Bună, Roxana! Bună! Ai citit cel mai nou număr al ziarului Buzz? L-am citit și mi-a plăcut foarte mult. Ce ți-a plăcut mai mult? Cel mai mult mi-a plăcut Zile Pop și Rock de foc în Târgu Neamț, un articol prezentat de Alexandra Ciotir, colega noastră, și stilul în care a fost redactat. Ai vreun articol scris? Da, am două articole scrise, despre evenimentul Eminescian organizat de Biblioteca Județeană Botoșani și despre festivalul care tocmai s-a încheiat, Melacolice Eminesciene. Ce fel de articole îți place să scrii? Îmi place să scriu articole de societate care să prezinte viața socială, indiferent de evenimentele prezentate. În general, mici probleme mai puțin abordate de presa, nu știu, presa asta cotidiană. Și cam asta e. Știu că ești cam nou pe aici. Cum ți se pare redacția noastră? Redacția asta mi se pare o familie. Nu știu, este scopul și mijlocul perfect prin care te poți uni și te poți alătura cu oameni faini, cu o atmosferă senzațională. Sunt aici activități care chiar te determină să mergi mai departe, să dai tot ce mai bun din tine și nu știu, e ceva magic. Acum haideți să intrăm puțin în conținutul ziarului. La pagina 2 găsim un articol scris de colega noastră, Ana Istodeanu, intitulat Pasiune și ritm latino-american la Botoșani. Ție-ți place muzica latino? Mai puțin. Recunosc că aici sunt un pic mai modernă cu muzica, dar nu neg faptul că are valoare și are stilul său propriu de a atrage
adepți. Tu practici dans? Da. Este un hobby al meu. Dacă tot vorbim despre hobby-uri, pe lângă scrisul în presă, îmi place foarte mult dansul, muzica și aș putea spune numerologia. Mai vedem. Ai dansat vreodată pe această muzică? Pe latino nu. Încă n-am învățat, deși aș vrea să învăț să dansez pe muzică latino. Dar totul are un început și cu puțină voință o să învăț. Pe pagina 3 o găsim pe mica poetă de la Hănești, Carina Lercă. Ce părere ai că o fetiță la 12 ani și-a lansat primul volum de poezii? A arătat că poate. Și ne dă nouă lecție tuturor să facem așa cum face ea. Deși are 13 ani, deși are o groază de mici problemuțe pe cap, poate cu prietenii, poate cu școala, pentru că profesorii sunt foarte stresanți la această vârstă, trebuie să tragă de tine. Ea a arătat că poate să facă ceva ce nu oricine are accesul și dreptul să o facă. A luptat, a scris, a făcut ce a plăcut și a reușit. Îți place să scrii? Da. Ai vrea să-ți lansezi o carte sau un volum, ceva? Sincer, chiar m-am gândit la asta și da, aș vrea să lansez o carte de poezii sau cel puțin un roman, pentru că aș avea câteva idei pentru cărți și depinde. Acum, dacă o să găsesc și sprijin... Poți să ne spui câteva idei? Despre cartea de poezii m-am gândit la, nu știu, câteva catrene mai moderne, gen Nichita Stănescu sau Tudor Arghezi chiar, Lucian Blaga, care sunt un pic mai moderni. Și la roman m-am gândit să fac chiar din propria mea viață, adică un fel de buildings roman sau un memorial, să zic așa, prin care să povestesc câteva din experiențele mele mai puțin obișnuite și mai multe, dacă o să fie lansate cărțile vreodată. Am ajuns la festivalul Best Pop Rock, cum ai spus, articolul preferat de tine. Da, da. Ai citit articolul? Da, și este scris într-un stil original, atractiv și se vede că Alexandra Ciotir, colega noastră, a făcut treabă bună. Mie mi-a atras atenția articolul scris de Mirna Rusu, rocker înfocat la doar 12 ani. Ai citit și acest articol? Am citit și acest articol. Mi-a plăcut foarte mult și acesta. Este unul dintre preferate, să zic așa, pentru că nu am putut alege doar unul, ci este în top 5, cam așa. Și da, este de apreciat. Tu asculti muzică rock? Mai rar. Linkin Park, sau, nu știu, alte trupe, Vank de aici, de la noi din țară. Și cam atât. Da. Preferatele. Ce fel de muzică asculți cel mai mult? Cel mai mult ascult muzica pop, reggae, dance. Bine, acum o să urmeze un stil mai puțin obișnuit, în care versurile sunt trecute pe plan secund, stilul trap. Dar așa puțin cam de fiecare stil ascult. Mai puțin cunoscutele manele. La fel și eu. Mă bucur. Pagina de mediu, acolo unde Tăuna este responsabilă, ne duce articolele școlile Botoșanene în topul patrulelor de reciclare și gestul tău contează. Ambasador pentru mediu, cei trei amici, poveștile Izei. Când te uiți la pagina de cultură, îți sare în ochi articolul Un copac în culori fosforescente. Tu îți place să desenezi? Îmi place să desenez, deși nu am talent, dar consider că mă exprim cel mai bine prin culori în momentul în care pur și simplu dau drumul fanteziei. Adică iese, nu iese, desenez. Ai vreun pictor preferat? Nu. Nu. Nu prea. Fiecare pictor consider eu că are stilul lui destul de atractiv și... Nu mi-am ales un pictor preferat. Rubrica Fashion Junior nu mai este scrisă de colega noastră Lucia Luca. De data asta este scrisă de Miruna Rusu. Tema de această dată este surori și frați. Raisa cu frățiorul ei Matias, Gabriel și Sebastian și cele două gemene Nora și Mara. Cum te îmbraci tu de obicei? Mai casual, mai elegant, mai sport?
Sportul nu prea, casual și elegant, cam astea stilurile. Uneori le combin, alteori mă duc mai mult spre zona elegant, depinde de zi, de starea mea, de eveniment, de activitate, cam asta e. Ai vreo firmă de la care îți cumperi accesorii, haine, ceva? Nu neapărat, deși uneori am tendința să merg direct în H&M sau New Yorker, dar hainele mele sunt într-o gamă variată de firme și de nume. Înainte de a încheia această rubrică, vreau să te întreb dacă ai ceva de pregătit pentru numărul 65. Da, am. Va trebui să vorbesc cu o fată care a impresionat un domn. Mai multe nu detaliez, o să vedeți în numărul 65. Și de asemenea s-ar putea să vorbesc și despre un alt eveniment care urmează să se întâmple în județul nostru. Dar mai multe în 65. Îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine. Mulțumesc și eu pentru invitație. Vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați urmărit și de data aceasta. Eu sunt Maia și pe curând! A trecut cam repede emisiunea, nu ți se pare? Ba da, să știi, în general vara trece parcă mai repede decât orice anotimp. Și asta pentru că e vacanță și întotdeauna vacanțele sunt scurte. Scurte, scurte, dar să nu uiți să și citești în aceste două luni cât au mai rămas. E important că îți dezvolți vocabularul, te bucuri de personaje, de o lume frumoasă cum numai în cărți există. Eu abia aștept să ajung acasă să-mi termin cartea pe care am început-o. Ce carte citești, apropo? Eu citesc cartea imaginară. Mi-o recomand și mie? Da, ți-o recomand, deoarece este o poveste foarte frumoasă despre o fetiță care își face un prieten imaginar, deoarece este foarte plictisită pentru că n-are nici frați, nici surori. Și ți-o recomand. M-ai făcut curios. Am să o caut și să o citesc. În speranța că și voi veți căuta vara aceasta cât mai multe cărți ca să citiți, noi încheiem emisiunea aici și vă dorim să vă bucurați de o vacanță frumoasă în continuare. Vreau să mulțumesc pentru atenție și în numele colegilor noștri din spatele camerelor de luat vedel și să le urez și eu tuturor celor care ne urmăresc să se bucure de super prieteni vara aceasta. Toate bune și pe curând!